ți-ai dat drumul la filmare. A fost odată un băiat pe nume Cătălin Talent. A trăit în orfelinate, bătut și chinuit și traumatizat. Dar deodată toți românii au aruncat cu piatra în el și l-au umilit, pentru că e orfan, e discriminat peste tot și vrea întotdeauna să găsească dreptatea aia, dar deodată el se gândește așa, să părăsească România, să plece în altă țară, să muncească pentru el ca să ajute oameni sărmani și bătuți de soarte. Dar totodată vreau să strig pentru tine, că la urmă tu vei pleca din România ca să muncești pentru părinții tăi, mama ta, frate tău, și vreau acum să te gândești doar la mine, cor mereu. Hai, gândește-te tu doar la mine, pentru că eu îți vreau doar binele, doar ție. Pentru că România nu-ți poate oferi nicio viitor asigurat pentru tine. Pentru că toate prețurile cresc de la an la an și tu, acum la un moment dat, te vei urca la etajul 10, te vei arunca în cap și te vei duce în pula mea și vei muri iar așa. Hai, strigați în gura mare, Cătălin Talente, cel mai tare din parcare. Vreau acum să fii alături de mine, să nu mă uiți pe mine și să strigi în gura mare, Cătălin Talente, a fost odată ca niciodată. Din povești, un băiat o bată și să bătea și să zistea că întotdeauna m-am gândit doar la tine ca să te fac pe tine să te simți cel mai bine. Hai, mă, dă-o, dracu, dacă nici de data asta nu e bine, păi ce pula mea, mă, nu, bă, ție chiar nu-ți place, du-te, bă, dracu, că nu mai fac nicio melodie, du-mi pula mea de treabă.